Salutare, nume și bine v-am regăsit la un nou episod din SAMP. Eu sunt iFresh și astăzi o să ne jucăm SAMP, o să facem raport, cine știe ce facem. Și să începem. Wanted nu facem că -i... Acum mai avem puțin primiși rank. Să băgăm și noi tutii măcar. Sper că vă plac modurile. O să fac în curând un video cu moduri, în care o să pun și linkul de download și tot. Și să-mi spuneți în descrierea acestui video care sunt modurile care vă plac cel mai mult, care le folosesc acum. Nu știu ce să fac. Cred că asta o să fie un video mai dinaintea videoului cu moduri, dar o să prezint câteva moduri, dar fără link de download. În principal o să prezint NBU, pentru că e cel mai interesant. Dar și cel care face cel mai mult lag. Ședințele se pădă la ora asta. Să mă duc, să nu mă duc. Și asta, în caz că nu v-ați dat seama, e apa. Care mi se pare foarte mișto. Nu e chiar practică. Da, măcar arată bine. La ora 15. Ședința lăsăpâdă. Ce ziceți? Mergem, nu mergem? Eu nu știu ce să zic. Așteptăm să se facă fix și veni și noi mai cu câteva mai minute mai încolo. Dar ședința noastră chiar e pusă prost. De exemplu, astăzi am două ședințe la același zi. În aceeași oră și în aceeași zi și tot. Nu știu cum o să fac. O să încerc să pun cu sandbox-ul, cu AFK-ul, dar nici nu știu dacă mai merge pe 037. Și să vedem ce facem. Păi ești nebun, i-am dat lua la o aripă în cur. Așa un lag. Să-mi ziceți dacă vreți să mai folosesc. Că eu am mai multe de-astea de SAMP. Ăsta cu moduri, mai am unul fără moduri care îl folosesc mai mult pentru raport. Mamă, ce mișto se vede apa aici. Și chiar am calculator bun, nu știu de ce merge așa prost. Da. Cât de tare se vede apa asta. Hai să mergem mai și noi mai înspre SF. M-am apucat să fac și avatare, lucrez acum în Photoshop. Încerc și eu ceva acolo, că nu prea sunt eu bun. Nu sunt bun mai deloc, Dana. Nu mergem, o să bag aripa asta în apă. Hai că am băgat-o. Oh, da. De ce se frede frate așa? Cu albul ăsta.
15 FPS. 20. Dar se oprește așa, nu știu. O fi de la hard disk, nu încarcă destul de repede joc sau ce o fi. Să-mi lăsați și mie în comentarii ce să facem data, ce să facem în următorul episod, pentru că chiar nu mai știu ce să fac. Așa putem face raport, dar nu știu, vă place? Destul de nașpa să stai așa să faci raport. Sau să intru, de fapt nu dau licențe, că dacă dau și îmi face cineva post, că la cât de prost sunt eu la da licențe. Tău car. Ah, le am deja pe toate spawnate. Că bug, știu. Sau nu, hai să repar în limuzina, că e destul de... Mă gândeam să fac astăzi ceva cu GTA 5, cu ceva, dar cum îi zice? Păi aș putea să filmez, dar ce să filmez, cum fac misiuni single player și așa? Că n-am cumpărat jocul. Spre rușine și sărăcia mea. În calculator, dar n-am jocuri. Nu băgăm astăzi radio. Oh, și trebuie să mă întorc. Mamă, cum mă întorci limuzina asta, zici că e tank. Oh. Noi nu folosim NOS deloc. Mă dai pe jos dacă ai fost prost. Să vă arăt și cum e fără enupă. Aș să las așa. Cerul ăsta așa cam... Întunecos. Polițaiul. What? S-au pus armele. În sfârșit. Pentru că am pus modul ăsta. Da, astea sunt. Înseamnă că nu se vedea. Da. În sfârșit s-au pus armele. Pentru că modul ăsta de HUD de GTA 5. Nu știu ce făcea de nu merge, dar văd că s-au reușit până la urmă. Și Saddler-ul-i stricat, ce frate? Tău car. Așa îmi place cum merge Saddler-ul cu modul ăsta. Hai frate, scoate-o. Mai încet, mai așa. Sper că filmează. Băi, eu merg cu Saddler. Am Inferno, am Maverick, am NRG. N-am NRG. Dar eu merg cu Saddler. Și mi-l sparge gicul ăsta. Fire, dracu să fii. Mamă, se aude mașina asta, zici că e mașina de curse, nu Saddler.
ce lag 6 FPS. Și cum face și când schimbă vitezele ea? Zici că e Nissan de la GTR. Tokyo Drift e aici. Da, și ce lăsată e în față. Da, arată bine așa. Ce este Chevrolet? Bă, eu zic să facem track. Hai să facem track. Ia uite-l și pe țăranul ăla cum trage. Ia să mă întorc, frate, la tine. Sper că nu era asta cu... Tu erai, fire, dracu. Aș trage și eu în tine, dar sunt pe filmare. Și oare să fac și cu facecam? Trebuie să -mi... Ziceți Xenon pe chat. Xenon. Chiar, tracu, n-am auzit niciodată până acum cum sună cu modul ăsta. Să nu mai ieșea din mașină. Quit job, get job. Am și eu o întrebare, cât de ghinionist să fii să dai vreodată din greșeală quit grupă în loc de quit job? Și să mai dai și ies la întrebarea aia, ești sigur că vrei să... 13 FPS. Ce mi-ar mai plăcea dacă ar adăuga din nou lawnmower. La ăla, pur și simplu, dădeai acolo din traste și tot făceai ceva. Și îmi place la modul ăsta, are și checkpoint distance și are și GPS. În caz de nu știi drumurile ceva, dai slash GPS în joc și îți merge și pe hartă. Mamă, ce mi-ar fi plăcut remorca de aceeași culoare cu ăsta. Mi-ar plăcea să fie un update pe buget, să-ți dea, să ai track-ul aceeași culoare cu Bena, cu remorca. Deja am... Și mai am o întrebare, dacă v-ar plăcea să fac metea. Eu și încă un, doi prieteni sau trei jucăm metea de zi și cred că am putea filma și la ăla câte ceva. Aoleu. Greu să faci track. N-am mai făcut track de când eram pe Blue. Paolo! Ieși, frate, de aici! Dă-i! Dă-mi câte asta pentru căcat ăsta de trec. Mi-ar plăcea să fac
așa o serie. Ba cu raport, ba cu track. Cam plictisitor să faci așa farm. Stai ca prost aici și faci farm. Nu știu ce să mai fac pe Samp. Ce altceva să mai filmez? Aș filma CSGO. Ca acolo mai pricep. De nevoie, de nevoie. Face urât. Nu. Trucul ăsta face... De fapt, la toate mașinile cu sound pe cu ăsta face urât când le ții la turăție maximă. Face așa un sunet. Mai avem puțin 500 de metri. Poate mai și răcesc. Ia uite-te, bă. Mă gândeam să-mi iau modul de first person și să conduc așa, că poate nu mai e așa plictisă. Ales gas station. Fuck. Dup, luăm tracul ăsta. Trebuie să așteptăm. Nu, cum era frate, comanda aia? Ieși și intri în tracker. Merg la checkpoint pentru a începe munca. Peste 85 de secunde. Hai să reparăm și noi tracul ăsta în 85 de secunde. Dă-i, tată, dă-i! Hai că poți! Nu mai poți, gata, lasă. Poate cădem aici, poate cădem. Oh. Iarăși. Paul. Hai să luăm mașina să ne plimbăm, că de trac nu suntem buni. Cel puțin eu. Să facem... Ia stai frate, trebuia să mă omor. Da, ia că urc aici și mă sinucid și merg și facem fiș. Că la ăla vin cu sanking-ul și aia e. Urcăm again, gata. Engleză. Băi, frate! Grasul XXL. Hai că asta, de data asta ne mergem. La la mine. Oh, cine mai face un raport în duminică, în ultima zi? E zi de sărbătoare, frumos, liber. Dă-i. Chiar seamănă cu GTA 5 la unele chestii. Gen asta, când moare, hood-ul, cum schimbi arbele. Hai să luăm sinking-ul. Chiar dacă e 17K asigurarea la el. Să sperăm că nu distrugem.
Hai să facem fish and love, că e mai ușor. Și vreau să-mi cumpăr un sultan, dar mai am bani. Mi-am cumpărat Maverick, Infernus, am vândut casa 353. Să vedem mama când ia, cât iau la raport. Mă gândeam să fac și eu live-uri. Iarăși tragem vreunul în mine. Cred că iarăși stau 2 ore la randat. Mă mai despart câteva ore de rank up și ai rank 2, băgăm diseară robbery. Ia, uite cum faci. Dar na, acum e... Bă, sigur filmăm? Păi ești nebun, cred că nu filmăm. Da, frate, filmăm. 21 de minute. Fac jumătate de oră și gata. Că iarăși stau 2 ore la randat. Shop. Stai mă să mă dau jos. Get a job. Fish. Get job. Fish, gata. Mamă, ce transparentă e apă aici. Adrian. Credeam că scrie Cosmin. Cinci ca, frate. Vin și morg pe mașină. Și fac fiș. Îmi place la Senkin că are garda asta la sor destul de înalt și trece așa peste ce vrei tu. E oare trece peste asta? Trece. Plus modul ăsta care l-am eu, care cred că e mai înalt, că trece mai ușor de astea. Așa e de prost că s-au băgat atâtea case. SF-ul s-a băgat mult prea devreme. Mult prea. Uite, sunt 700 de playeri. Atâtea playeri, atâtea case. Mă întreb dacă o să mai bage. Dacă gen
băgau 100 de case sau 50, așa. Era mai ok. Dar nu știu cât au băgat. 300? Stai că am zis că mă bag cu sinking-ul.